Migrația afectează tot mai mult instituțiile de învățământ din nordul țării. De la un an la an, băncile școlilor rămân pustii. În satul Fetești, Traianul Iedineț, anul școlar a început fără elevi în clasa 1. Pe lista celor înscriși au fost doar 7 copii. Părinții se văd acum nevoiți să-și mai țină odraslele un an acasă. Ana Cojocaru a sperat până în ultimul moment că fiica ei va pleca anul acesta în clasa 1. Femeia spune că a cumpărat rechezite și tot ce e necesar pentru școală, dar a fost anunțată că copila va mai rămâne încă un an la grădiniță. Am înțeles că, da, pe la jumătate de august, când o să fie clas, și ne-am oprit. Dar am vrut, pentru că la mine fetița e nantă, marișoară, nu-i dai că e clasa 1 de vreo clasa 2 arată. Și am și vrut mult ca să fie în clasa 1. Dar așa primim cum este, fiindcă nu sunt copii puțini. În aceeași situație sunt și alți părinți din Fetești care și-au dorit mult să dea copiii la școală în acest an. Unii spun că dacă lucrurile nu se vor schimba, se văd nevoiți să-și ia copiii peste hotare. Soțul meu este plecat peste hotare, da, la fel Franța, deja de ani de zile și evident că au optat, precum și să locuim și noi acolo, să plecăm de aici. Nu, dar totuși am hotărât să rămânem aici. Și tare sperăm că până să finisăm totuși, deoarece este Moldova noastră, este casa noastră, este plaiul nostru natal și chiar ne place și sistemul nostru de învățământ, mai ales că aici suntem noi, acasă. Fetița trebuie să meargă în clasa 1, dar cu păreri de rău nu s-a făcut clasă. Nu avem copii în sat. Trist pe de-o parte că deja are 7 anișori să meargă în rând cu copiii, dar nu avem ce face. Dar dacă nu se face nici la anul, desigur că mergem mai departe. Adică o dăm sau în alt sat, sau chiar la Iedineț, în alt oraș. Elevii clasei a 12-a, care au rămas doar 9, au venit cu emoții mari astăzi la școală. Am avut niște emoții foarte mari pentru că mi-a fost foarte dor de școală și plus la asta sunt elevă în clasa a 12 și trăiesc niște sentimente foarte plăcute și emoționale. Suntem pregătiți, dar o să depunem eforturi ca să îl putem da bacul cu succes. Administrația școlii spune că în ultimii 10 ani numărul elevilor a scăzut cu aproape 50%, iar de vină ar fi migrația. În anul acesta au pășit pragul școlii 168 de elevi. Din păcate foarte puțini, nu avem clasa 1. Regretabil faptul acesta. Cu 10 ani în urmă, în liceu, pe timpul școala mea de Fetești, își făceau studiile peste 400 de elevi. Acum foarte puțin, lumea pleacă. Anul acesta am 11 copii. Foarte regretabil, pentru că anul trecut am avut 15 și din 15, 4 au plecat anul, 3 au plecat anul trecut și unul a plecat anul acesta. Pleacă masiv părinții cu copiii în Franța. De când lucrez profesoară de 35 de ani, deci am avut clase cu 28 de copii, cu 27, 24 cel puțin. Potrivit datelor recensământului din 2014, satul Fetești din raionul Iedineț are 2744 de locuitori.